greșeală. Altă dată vorbeam cu niște tineri și am spus, măi, sufletul din tine, cu cât l-ai scoate tu la vânzare? Cât ai cere pe el? Poți să dai tu mântuirea, am spus eu, pentru o plăcere de o clipă ale păcatului? Pentru o țigară, spuneam atunci, pentru o gură de băutură, pentru un sărut, pentru o plimbare cu mașina, pentru o căsătorie ratată peste câțiva ani, poți să vinzi tu sufletul pe lucrurile astea, valoarea asta care l-a pus Dumnezeu, pe ce vrei să o dai? Și eu spun că sufletele nu se vânduse de vânzare. Domnul să le dea pocăința, amin? M-am promis că mă voi ocupa, de fapt, în mod special, de ultima expresie de aici. Astfel, și-am nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Ce înseamnă a nesocotit? A nesocotit înseamnă a desconsidera, a ignora, a nu băga în seamă, a uita. Iar om nesocotit, că Iacov folosește expresia asta, vrei dar tu să înțelegi, om nesocotit, că prietenia lumii vrășmășie cu Dumnezeu. Om nesocotit înseamnă un om irațional, un om nesăbuit, care face prostii fără să gândească. Rămânem la expresia aceasta, a nesocotit, a desconsiderat, a ignorat. Adică, eu am ales, pentru seara aceasta, trei domenii în care, dacă nu suntem atenți, cădem în păcatul nesocotirii. Și în primul domeniu, cum spuneam, relația cu Dumnezeu. În numărul 14 cu 11, Dumnezeu supărat întreba odată, până când mă va nesocoti poporul acesta pe mine? Adică, la un moment dat, noi ca și tineri, l-am putea nesocoti chiar pe Dumnezeu. Dar cum îl putem nesocoti pe Dumnezeu? 1. Nesocotind învățătura. 2. Nesocotind părtășia și adunarea Domnului. Și 3. Nesocotind jurământul și legământul făcut cu Dumnezeu. Hai să ne luăm de rând. Eu îl pot nesocoti pe Dumnezeu nesocotind sfatul Lui. Psalmul 107, versetul 11. Dar ei s-au răzvrătit și au nesocotit sfatul Lui. Cum ne sfătuiește pe noi Dumnezeu? Prin ce metode Dumnezeu ne sfătuiește? În primul rând, învățătura noi o primim prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, uite cartea asta. În Proverbe 13:13 se spune acolo de au nesocotit Cuvântul lui Dumnezeu. Eu îl pot nesocoti pe Dumnezeu nesocotind Sfânta Scriptură. Care e raportarea dumneavoastră față de Sfânta Scriptură? Acum când avem internet, când avem telefoane, când avem tot felul de site-uri pe care le accesăm, nu intru în detalii, că eu nu chiar mă pricep, da? Voi le știți mai bine decât mine, dar vă întreb, aveți loc și pentru Scriptură? Aveți timp și pentru Scriptură? În momentul când nu citești Scriptura, când nu te interesează, o desconsideri, o nesocotești. Înseamnă că nesocotești învățătura implicit în nesocotești pe Dumnezeu. Revin încă o dată. Spunea cineva că asta e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Vă faceți timp pentru Scriptură? Ioan cât 5, cu cât 39. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. În Psalmul 33, versetul 6, spune că cerurile au fost făcute prin Cuvântul Lui. În versetul 9 spune că El poruncește și ce poruncește? Ia ființă. În Luca 1:37 spune, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35 spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul ăsta ne dă vindecare. Psalmul 107, versetul 20. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit. Cuvântul ăsta ne naște de nou. 1 Petru 1:23.
pășească după ce a curățit-o prin botez, prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta e veșnic. Apocalipsa 14:6. Am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Asta e. Ce faceți voi cu Scriptura? Îmi dați voi să vă pun o întrebare. Care a citit azi din Scriptură? Oh, ce mulți! Doi deja, trei. Nu, nicio mândrie. Nu-i nicio mândrie. Las mândria asta eu. Pentru tine care ridică mâna. Dar voi? Chiar n-ai timp deloc, chiar deloc de Sfânta Scriptură? Eu vă spun ceva, dar băiețul meu e aici. Eu prima dată la telefon am vorbit în clasa 9. M-am dus la liceu la Brașov, îmi trebuia niște acte și scrisoarea face 3 zile încolo și 3 zile înapoi. Și pentru că îmi trebuia niște acte urgente, mi-a spus dirigintele, du-te, dă un aviz poștal, m-am dus la poștă, am dat aviz, am dat aviz în sat și m-am planificat pe a doua zi să mă duc la poștă. Care mai bătrân știu cum era. A doua zi m-am dus la poșta centrală de Brașov și am auzit, Bosanci, cabina 18, parcă. Când am auzit, am fugit, am luat până la telefon, alo, era mama, am început să plânge. Mă uitam la receptorul, mi era dor de mama, am început să plânge. Prima dată când am vorbit la telefon. Ei, dar la mine erau scrisori. Și după ce am făcut și armată, că am mai stat la Brașov, eu scriem o scrisoare și face 3 zile până la Suceava. Și mai face scrisoarea aceea 3 zile înapoi, adică eu știam că la 6 zile primesc o scrisoare. Erau niște plicuri roze, frumoase, era o inimă pusă cu o săgeată, așa? Nu știu, voi nu știți ce e. Aștept mai bătrân știu. Și eu abia așteptam să primesc scrisoarea aceea. Mi-aduc aminte cum o primeam, o desfăceam, o altă mi-aduc aminte când mergeam citim, și am dat capul perete. M-am întors înapoi, nu era supărat deloc. M-am întors așa, mersea. Niciodată mie nu mi-o dat în minte când primeam joi scrisoarea, să o pun în dulap și să spun, a să o citesc cu mine că după amiază, că ai avea timp. Nu-mi permiteam. Aici scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Pe voi fete de la Straja și de la Vico și pe voi băieți, Dumnezeu v-a scris frumos ceva aici. Ceva de o logodnă, ceva de o nuntă, ceva de o pregătire, ceva de o roche, ceva de invitați, ceva de o bucurie mare. Nu sunteți curioși să citiți o scrisoare asta? Ce vrea Dumnezeu de la voi? Am spus că eu când am făcut dată mea nuntă, erau niște fete așa care voi serveau la masă. Când a început să pună antreu, una din fetele astea a sunat telefon. Și vorbește la telefon. Mănâncă antreu, pentru că s-a pus zană. El vorbea la telefon. S-a pus friptura. El vorbea la telefon. S-a pus găluște. El vorbea la telefon. S-au pus prăjituri de sucă din unta. Și eu mă duc, tu, ce vorbești cu alții? Eu știam cine, știam și pe el. Zic că frate, dar mă tare râs de mine. Dar eu n-am nicnui de râs. El vine în august, lucrează în Italia, angajat, vine de 2 săptămâni acasă. Eu în 2 săptămâni trebuie să fac și logodna și cununia și nunta. Păi eu la telefon stabilesc tot. Pe cine chemăm, unde facem, ce nuntaș avem, cum e rochea, cum stau cămurile, ce punem pe masă. Eu tot vorbesc cu el la telefon. Și nu-i ceva de râs în asta. Și a spus, măi, tu ai dreptate, măi, copil. Oamenii băieți o casă, s-au căsătorit, au 5-6 copii, trăiesc foarte bine, e o familie binecuvântată, dar ei tot vorbeau la telefon și râdeau la telefon, că la un moment dat eu m-am dus lângă ea și a spus, hai vorbește tu să văd ce vorbești. Și poți să vorbești câteva ceasă? Mai rău e altceva. Înainte de nuntă să țin din mână, să îmbrățișează, vorbesc și după nuntă nu mai au ce vorbi. Asta e mult mai rău. Dar eu spun, când iubești o persoană, păi unitatea de măsură a iubirii se exprimă și prin timpul alocat acelei persoane. Nu? Sunt mai multe unități de măsură, că dacă te iubesc, dar o unitate de măsură prin timpul alocat. Păi, un băiat când e drag de o fată, păi el săracul ăsta numai cu dânsul. Dar o fată când e drag de un băiat, nu spune, mi-e drag că nu vorbesc cu tine. Păi nu ți-e drag atunci. Asta e unitate de măsură. Dar unde noi te iubim din toată inima, azi nu ne-a rugat niciodată. Dar iubim pe Domnul. Îl iubim pe Domnul, tu știi că te iubesc, dar n-ai citit niciun verset în Scriptură. Să ne creadă?
nu cumva ne socotim Scriptura? Ați vrut o întâlnire cu tineri. Eu am venit așa răgușit. Uite, voi v-ați rugat pentru mine, spunea el. Domnul mi-a dat putere să vă mustru. Mulțumesc. Să hotărește cineva din seara asta ca să citească mai mult în Scriptură? Vă hotărâți? Atunci eu plec acasă extrem de bucuros. Am rezolvat o problemă cu tineri din Slaja. Cu cei din Vicuș, cu ceilalți. Să vor apuca de citit în Scriptură. Amin? Amin. Învățătura Domnului noi o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi învățătura aceasta o găsim în predică. Și Pavel spunea în Tesaloniceni 4 cu versetul 8 parcă că cine ne socotește aceste învățături nu ne socotește pe un om, ci pe Dumnezeu care ne-a dat. Și omul ăla pot fi eu, când Luca 10 cu 16 spunea dacă vă ne socotește cineva pe voi, pe mine vă ne socotește. Eu am venit la straza și predic. Voi prețuiți predica mea sau nu? Este careva care ne socotește predica mea, să-l dice în picioare. Uite că nu-i nimic, înseamnă că e bun, nu? Deci voi toți prețuiți predica mea. Și vă întreb, și ce vreți să faceți cu dânsa? Câte predici aveți voi auzite până acum și uitate? Cât? În Iacov 1 cu 22 spunea cuvântul Domnului așa. Fiți împlinitori ai cuvântului Dumnezeu, nu numai ascultători înșelându-vă singur. Adică Matei 7 cu 24 spune că iată cu cine voi asemăna eu pe cel care a avut cuvântul și îl face și pe cel care a avut și nu îl face. Unul pus casa pe stâncă, altul pune casa pe nisip. Voi unde vă puneți casa? Vreți să împliniți cuvântul Domnului? Când vorbim de împlinire, vorbim de câteva lucruri. Că cine ascultă cuvântul, versetul următorul 23 și nu îl împlinește, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce pleacă, uite cum era. Vorba fratelui Răuț Vasile de la Vicul de Sus. Oameni buni, oglinda nu spală pe nimeni. Poți să stau o strămână murdar în fața oglinzii, că tot așa voi fi. Dorința de a mă curăța e a mea, ceea ce e oglindă. Nu-i plăcută explicația unui frate. Un frate spunea așa, oglinda este o bucată de sticlă pe spatele căreia se aplică un strat de vopsea închisă. Eu punem, când eram mic, punem basta. Punem haină în spate un geam și mă vedem, da, cu fidelitatea care era. Dar asta e oglinda. Și fratele spunea că sticla e cuvântul lui Dumnezeu. Iacob asta spune. Fiți asta. Iar vopseaua ce e din spate îi dorința de a-L aplica în viața noastră. Uitați-vă cum e Biblia asta, vedeți? Așa, are coperta asta mai închisă. E ca și cum eu aș lua Biblia și o aduc așa în viața mea și o mânim, cum spunea psalmistul, și o împlinesc toată. Adică dorința de a împlini. Și mai spunea fratele ăsta că este un băiat obraznic, e un cui, un ban și zgârii vopseaua din spate. Și face așa un ochi. Și când te uiți, nu te mai vezi pe tine, vezi prin albă. Adică sticla rămâne. Cuvântul Evangheliei rămâne. Și eu mă uit prin Scriptură la fratele. Mă uit la Mitruță, oh, Mitruță-i prezbiter. Uite cum ar trebui să fie un prezbiter. Mă uit la Dorel Breabă, Dorel e cântăreț. Uite cum trebuie să fie. Și mă uit la adunare, nu cu dorință să împlinesc. Cu dorință să vă văd pe voi prin Scriptură că sunteți de bun. Dar asta nu e oglindă. Asta e o bucată de sticlă, că nu mai am dorință să împlinesc eu. Acum eu întreb în seara asta, vrei cineva predica mea să o împlinească? Amin. De regulă noi avem tendința, spune eu, bă, ce s-o potrivi la cutare. Eram odată în Austria, cu multă vreme înainte. Și un frate îmi spune, Dragoș, păi fost poate Italia, Roma, păi n-am fost. Duminică te mergi cu mine. Nu o spite la mașină bună, și am plecat în Roma, am ajuns în biserica din Finocchio, păstorul Marius Livanu, el o lua și m-a pus la predică, și atunci am predicat eu despre ceasul încercării. Aveam o predică. Băiatul ăsta cu care am fost, eu îi plăcea cum predică. Și când eu predicam, eu tot se uita așa la adunare, dacă
percepe cuvântul, așa, te-o uitat bucuros, el, am dat mâna cu frața, am plecat, am mers câțiva metri, nu, câțiva kilometri, câteva minute. Și eu primesc un telefon, dar cum așa? M-a închis să spune, băi, frate Ramos, eu am crezut că tu ai predicat la 5 din 8, tu ai predicat pentru mine, mă. Eu am luat mașina asta mică și nevastă a plecat după copii la școală cu mașină, cu camionetă, cu scule, să iei copiii. Și într-o curbă s-a răsturnat, mașina a dat peste cap, scurile s-a acolo, femeia și copiii sunt în spital. Bă, ce astfel încercări era pentru mine și eu mă uitam până adunare dacă pricepe careva. Fraților, eu predic pentru voi în seara asta. Într-o sâmbătă seara am fost într-o adunare și am predicat. Nu știu, bine, meu. Dar la urmă a venit un frate și mi-a spus, frățel, oare ce-ai predicat tu? Dacă ai venit tu mâine, ca aceea la care l-ai predicat, nu a fost în seara asta. Și eu le spun, frate, dar eu am predicat la ești adici, poate ți-am predicat dumitare. Și el spune, nu, s-a plecat. Măi, eu vă predic vouă, da? La cei care sunteți aici, nu vă gândiți dacă era și fata aceea, apoi veți învăța. De ce este oglinda? Oglinda este cuvântul lui Dumnezeu cu dorință de a o împlini în viața noastră. Și vă mai spun un lucru. Trebuie o reacție promptă în împlinire. Cineva spunea un filozof că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Băieți și fete care au vrut să pocăiască, care au vrut să primească botezul în apă, care au vrut să intre în stăruință, care au vrut să facă eu o mărturisire să repede, dar nu mai apucat niciodată. De aceea nouă, în împlinirea Scripturii,